Dacă dorești să fii notificat când Andrei încarcă un episod nou, asigură-te că ești abonat, dă click pe acest clopoțel și selectează toate notificările. Diafragma, timpul de expunere și ISO sunt cei trei factori pe care trebuie să îi iei în considerare atunci când faci o poză. Diafragma nu controlează numai cantitatea de lumină ce ajunge la aparat, ci și profunzimea de câmp, adică dimensiunea zonei clare a imaginii. Este ușor să o înțelegi, dar mai greu să o calculezi, dar de astăzi vei fi expert. Apoi îți voi arăta două trucuri bonus și îți voi da și o temă. Serios! După intro! Pornind de la episodul anterior în care am prezentat tot ce trebuie să știi despre aparatul foto, diafragma este irisul lentilei aparatului de fotografiat. Cu cât e mai deschisă, cu atât ajunge mai multă lumină pe senzor și imaginea e mai luminoasă. Iar cu cât e mai închisă, cu atât trece mai puțină lumină și imaginea e mai întunecată. Simplu! Pe aparat este exprimată ca un F-number, de exemplu F2, F4 sau F8, și variază de obicei între F1,2 și F36. Îți explic la final ce e acest F-number, fiindcă e mai complicat. Până atunci te poți gândi așa, împarți diafragma la 2, la 4 sau la ce număr o fi acolo. Deci, dacă știi ce-i aia o fracție, ți-ai dat deja seama că F pe 1,2 este diafragma deschisă aproape la maxim, în care intră multă lumină, iar F pe 36 este diafragma închisă aproape la maxim, prin care intră puțină lumină. Ok, gata cu teoria, hai cu practica. Ce diafragmă setezi? E simplu. Dacă e multă lumină afară, o poți închide, iar când e puțină, o deschizi. Exact așa cum se întâmplă cu ochii noștri în mod natural. Gata videoclipul. De ce m-ar interesa să setez chestia asta dacă aparatul o face automat pentru mine? Pentru că deschiderea diafragmei mai face ceva. Ceva artistic ce vezi în filme și în pozele acelea care arată de basm. Neclaritate. Neclaritate sau claritate a decorului. Acest lucru îl poți controla cu diafragma. Ce tare, am aflat ceva interesant. Ce vezi în spatele meu? Totul e blurat. Dar acum, fundalul e mai clar. Am închis diafragma la F11. O deschid înapoi la F1,4 și observi că o diafragmă închisă a mărit zona clară din imagine, adică de focus, iar o diafragmă deschisă a micșorat câmpul de profunzime, adică face să ai mai puține elemente în focus. Zona clară se numește câmp de profunzime sau depth of field. Trebuie să știi că depth of field-ul mai e influențată de distanța focală și de distanța punctului de focus. Și că te voi face expert în asta în episodul care va apărea aici. Cândva. Acum hai cu practica. Considerând câmpul de profunzime, deschizi diafragma atunci când vrei să separi optic subiectul de mediul înconjurător, adică de fundal și prim plan. Acest efect de fundal blurat se numește și bokeh. Poate vrei să acorzi atenție numai punctului esențial, în focus din imagine, iar restul să fie pufos, ție care îți place mai mult. Iată diferența de profunzime în zona textului România, câte catarge au fost în focus și cât de bine se poate citi textul din spate. Sau când spectatorul nu are nevoie de toate detaliile din fundal, așa cum e în acest cadru. Sau oricând consideri tu că imaginea arată mai bine cu un câmp de profunzime mic, atunci deschizi diafragma. Efectul e natural. Uită-te așa la mână și vei vedea că fundalul e blurat. Invers, închizi diafragma atunci când vrei să ai cât mai multe elemente în focus, situate la distanțe diferite față de aparat. De exemplu, un peisaj întreg clar de la un metru la un kilometru în fața aparatului. Poate vrei ca fiecare persoană dintr-un grup să fie clară. Sau poate mediul înconjurător subiectului este important pentru transmiterea poveștii pe care imaginea intenționează să o transmită și vrei să fie totul clar. Și oricând consideri tu ca fotograf că trebuie să ai mai multe elemente în focus, atunci închizi diafragma. Pare simplu până acum. Deschid diafragma în lumină slabă sau când vreau un fundal blurat și o închid în lumină puternică sau când vreau să am multe elemente în focus. Dar probabil ai două întrebări. 1. Ce fac dacă e întuneric afară și totuși vreau să am multe elemente în focus? În acest caz închid diafragma și măresc timpul de expunere sau ISO pentru a obține lumina necesară. 2. Ce diafragmă maximă și minimă are aparatul meu, adică al tău? Diafragma ține de obiectiv și e specificată pe el. În general, obiectivele de kit au o diafragmă maximă variabilă, între F3,5 și F5,6.
adică atunci când e wide îl poți deschide până la f3.5, iar când dai zoom se închide la 5.6. Obiectivele fixe sunt de obicei mai luminoase, adică au diafragme maxime precum f2.8, 1.8 sau 1.2. Ok, dacă îți permite lumina, vrei să folosești întotdeauna diafragma minimă sau maximă pentru a obține cel mai clar sau cel mai defocusat fundal, așa-i? Nu neapărat, fiindcă pierzi din claritate în ambele cazuri. Iată cum reacționează acest obiectiv cu diafragmă cuprinsă între f1.8 și f22. Dacă închid la maxim diafragma, apare fenomenul de difracție și se pierde din calitate. Deci, în cazul meu, mai bine folosesc f11 dacă nu am neapărat nevoie de f22. Dacă deschid la maxim diafragma, imaginea va fi mai soft, iar aici mă refer chiar la punctul perfect de focus. Dacă vreau claritate excelentă, pot închide diafragma cu una-două stopuri, de exemplu la f2.8. Un obiectiv este cel mai clar atunci când e închis cu 2-3 stopuri de la diafragma maximă, de obicei între f2.8 și f8 în funcție de lentilă. Dar te interesează această diferență de claritate? Sincer, nu, decât dacă printezi pe un tablou mare. Te interesează altceva? Ce este un stop? În fotografie, stopul este o unitate relativă pentru luminozitate. Un stop reprezintă dublarea luminozității sau înjumătățirea ei în funcție de cum o privești. De exemplu, acum aparatul îmi spune în acest cadran că sunt cu un stop sub nivelul optim de luminozitate, adică imaginea e prea întunecată. Pentru asta pot dubla ISO și ajung pe 0. În acest exemplu, imaginea e prea luminoasă cu două stopuri, iar pentru a corecta expunerea pot înjumătăți de 2 ori timpul de expunere, adică îl fac de 4 ori mai scurt. Acum vine partea complicată pe care s-ar putea să nu o înțelegi momentan. Diafragma este redată de aparat ca un f-stop sau f-number. În realitate, acolo nu e diafragma împărțită la 4, cum am spus inițial. Acest număr n îl obținem împărțind distanța focală la diametrul diafragmei, ambele calculate în milimetri. Nu trebuie să știi formula, ci că dacă dublezi acest d, care este diametrul diafragmei, nu dublezi, ci împătrești area diafragmei și astfel intră de 4 ori mai multă lumină. Îți amintesc de area cercului de la geometrie. Deci un f-stop este de 2 ori mai mare decât un stop. De exemplu, dacă sunt pe f4 și vreau să înjumătățesc lumina, dacă închid diafragma la f8, atunci obțin o imagine de 4 ori mai întunecată. Pentru a înjumătăți expunerea, trebuie deci să înmulțesc cu radical din 2 și ajung la f5.6. Stai, ce? Doar nu vrei să part și înmulțesc numere cu radical din 2? Atunci simplificăm. Radical din 2 face aproximativ 1.5, deci ți-ar fi mai ușor așa. Altă variantă ar fi să înveți acest șir de f-stopuri. Între fiecare f-stop de aici există exact un stop diferență. Sau dacă nu vrei nici asta, învârte de rotița aparatului de 3 ori și ai făcut un stop de lumină. Cel mai simplu. Gata cu tehnica. Hai să-ți spun două șmecherii pe care le poți face cu diafragma. Dacă fotografiezi spre lumină puternică, cum ar fi soarele sau stâlpi în noapte, forma luminii este rotundă dacă folosești o diafragmă deschisă, iar dacă o închizi, apare efectul de starburst, adică aceste raze. Dacă deschizi diafragma foarte tare și pui în fața lentilei o formă decupată, luminile puternice din spate vor lua acea formă. Este incredibil! Iată unde te poate duce creativitatea. Hai să facem un rezumat. Deschizi diafragma când ai nevoie să captezi mai multă lumină ca să ții ISO mic și sau timpul de expunere scurt, sau când vrei o mai bună separare a subiectului față de mediu. Atenție că e mai dificil să focalizezi cu un shallow depth of field. Închizi diafragma când e foarte puternică lumina și nu mai poți coborâ ISO și nici nu vrei sau poți să scurtezi timpul de expunere, sau când vrei să ai o zonă largă în focus. Nu uita că focalizezi mai rapid și mai ușor cu un câmp de profunzime larg. Îți dau o temă de casă. Da, chiar fac asta. Pune aparatul foto pe modul Aperture Priority, în care setezi doar diafragma, iar timpul de expunere și ISO sunt gestionate automat de aparat. Joacă-te cu diferite valori și fii atent la cum se schimbă imaginea. Apoi, fă două poze. Una cu diafragma deschisă la maxim unui obiect îndepărtat și una cu diafragma închisă la maxim unui obiect foarte apropiat. Vei avea o surpriză cu profunzimea câmpului. Și încă ceva ce faci acum pe loc. Scrie în comentarii, chiar te rog să scrii, care imagine crezi că ar avea un câmp de profunzime mai mic? Varianta 1, în care fotografiezi un subiect aflat la 50 de metri în fața aparatului cu f1.4, sau varianta 2, în care fotografiezi un subiect aflat la 30 de centimetri în fața aparatului cu f32. Deci care ar trebui să aibă un fundal mai blurat? Aștept părerea ta în comentarii chiar acum. Asta a fost pentru azi. Trimite videoclipul unui prieten dacă ai aflat ceva folositor și ne vedem data viitoare cu timpul de expunere.